Trebuie să-mi ating obiectivul de 96 de kilograme. De ce e carnea asta? Destruț? Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi este duminică, fraților. S-a terminat și a 13-a săptămână de slăbit. Nu vine să cred, sunt foarte, foarte nerăbdător să mă duc să mă urc pe cântar. Vom vedea împreună la sfârșitul clipului câte kilograme am. Până atunci vă las să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. Am mâncat o grămadă de înghețată, o să vedeți. Duminica trecută am mâncat și 2 burgeri de la Lidl. Sper că nu m-au sabotat, sper că nici înghețatele nu mi-au sabotat slăbirea. Sper să fi slăbit măcar să fi ajuns la 113,4 kg, să fie 33 de kg slăbite. Haideți să mergem să vedem. Neața, fraților, este luni, este începutul săptămânii a 13-a. Haideți să vedem cu câte kilograme începem săptămâna aceasta. Cu câte kilograme am trecut de weekend. 116,5. Destul de mult, dar e mai bine decât săptămâna trecută. Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc dimineața este o cafea cu 2 lingurițe de miere de rapiță. Am pregătit aici o comandă de 7 borcane de miere. Ia uitați, 7 kg de miere de mană. Avem aici 3. Și aici 4. Este pentru cineva din Vâlcea. Va primi și o dorizante auto gratuit din partea noastră. Mă duc acum să le pun în mașină, să nu le uit aici. Și vreau să mănânc ceva neapărat înainte să plec la sală. S-a făcut ora 1 și voi mânca acum o sana din asta light cu 0,9% grăsime. Astăzi m-am trezit mai devreme ca de obicei și m-am gândit să mănânc o sana din asta pentru că nu mai am foarte multe lucruri prin frigider. Trebuie să mă duc la cumpărături. Am lăsat mașina la bloc la mine. Vreau să merg mai mult pe jos, pentru că ați văzut am 116, ceva, nu mai știu exact acum, dar am multe kilograme și trebuie să ajung la 113 kilograme duminica asta. Îmi doresc foarte mult să ajung la 113, să vedem dacă reușesc. Iar referitor la burgerii pe care i-am mâncat ieri, nu pot să spun că m-au sabotat foarte tare. 1000 de calorii, 100.000 de calorii, nu contează din cele ei. Cred că o să am un rezultat bun și săptămâna aceasta. Eu o să mă străduiesc, o să trag cât pot de tare la sală, la antrenamente, o să merg mai mult pe jos și o să încerc și să fac și niște cardio acasă pe bicicletă. Am terminat antrenamentul și am fost la Carrefour să-mi iau niște înghețată. Mi-am luat 3 bucăți din asta de la Alpro cu 360 de calorii pe container. Toată asta are 360 de calorii. Sper să fie foarte bună pentru că a costat destul de mult. Ia uitați aici, 28 de lei una, 83-70 totalul. Am luat toate aromele pe care le-am găsit, adică 3, adică 3 arome. Fructul pasiunii și mango, ciocolată și caramel. Caramel macchiato. Vom merge acum acasă și o să vedem cum sunt. La calorii sunt foarte bune, la preț sunt nasoale, sunt scumpe, dar să vedem cum sunt la gust, dacă merită sau nu. Ne-am apucat de cules roșiile, au venit și ai mei de la Maria, uitați cât de mari sunt. Eu nu vine să cred cât a roșia, e imensă. Doamne, ce mari sunt. Ei, asta nu e așa făcută. Ce faci cu ele, bulion? Sos de roșii? Tomcoci. Transpirație, pe față. Ia să vedem. Mamă, câte sunt. Dar bineînțeles că pe cameră nu se văd așa multe. Așa bine. Sunt o grămadă. Am venit de la sală, mi-am făcut aici un sirop de cătină cu miere și mă voi băga pe bicicletă să trag un pic la bicicletă câteva minute, să vedem cât pot să fac. Iar apoi trebuie să mă duc să o ajut pe maica mea cu roșiile. Am început culesul roșilor și avem foarte, foarte multe de cules. Runda 2. Mamă, câte sunt. Vai, ce mare asta. Mai sunt? Mai sunt multe, nu? Păi nu, nu am luat de cele coapte, nu mai? Am terminat. Hai, cum a pus să le car. S-a făcut ora 6:30, am terminat și cu roșiile, am terminat și antrenamentul de cardio. O să luăm acum prima masă mai consistentă, avem aici 2 ouă prăjite, 2 feliuțe de brânză, 2 feliuțe de muș file, o felie de pâine, dar nu cred că o mănânc pe toată, e din asta caldă, făcută acum în casă, uitați-o acolo. Și aici am tăiat 2 roșii din cele proaspăt recoltate.
mai devreme. Poftă bună tuturor! S-a făcut ora 9 seara și am aici o înghețată, asta de ciocolată. Am ales să deschid prima pastă cu ciocolată pentru că eu sunt fan ciocolată, îmi place foarte mult. Hai să vedem cum este. Arată bine. Trebuie să-i dau folia asta jos și să-mi iau o linguriță. Ok, hai să vă dau un feedback acum pe loc. E prima dată când mănânc așa ceva, să mănânc și cu sirop din ăsta. Se simte cam intens gustul de lapte de soia. Este cremoasă, în schimb, este catifelată, moale, dar nu e la fel de bună ca o înghețată normală. Oricum, mâine le vom testa și pe celelalte să vedem care e cea mai bună. Sunt decât 3 arome, le-am luat pe toate și o să vă zic părerea mea care mi se pare mie cea mai bună. S-a făcut ora 10 și nu prea mi-a ținut de foamea cea înghețată, parcă mai foame mi s-a făcut acum. Mai bine mâncam 1 kg de pepene în contul celor 360 de calorii cât avea înghețata, dar asta e, ne-am luat să văd cum sunt. Aici o să-mi tai maică mea un castron din ăsta mare de pepene, e foarte mare. Și aici pe foc facem un terci. O să pun două cupe sau o cupă de proteine din asta, de la Jim Beam. Să punem scorțișoară și stafide. Și apoi lăsăm să se răcească și băgăm la frigider. Am pus o cupă de proteină, aici am pus și scorțișoară, un praf de scorțișoară, vedeți, și un pumn așa de stafide. Hai să le amestecăm încă o dată. Și apoi o să le scot într-un bol, o să pun siropuri cu 0 calorii, banane nu mai am să mai pun. Și dacă mi se va face foame mai încolo, după ce voi mânca pepenele acesta, e o tasă de multie, dacă mi se mai face foame, o să o mănânc. O să mănânc budinca asta, terciul ăsta, dacă nu, o să-l mănânc mâine, înainte să mergem la antrenament. Cafeluța frumos! Bună dimineața! Începem o nouă zi de slăbit cu o cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapiță, iar azi noapte am mâncat un sandwich. Am avut o chiflă, am băgat niște mușchi, niște cașcaval roșie și am mâncat azi noapte pe la ora 3, am uitat să-l filmez, dar vi-l arăt acum ce a mai rămas din el. Cu miroase în toată curtea, numai a bulion. O și două tuciuri? Ok, hai să vedem și câte kilograme am până pe la sală. Sunt curios. Ieri am avut 116,5. Wow, 115,3. Chiar dacă am mâncat azi noapte sandwich-ul ăla, se pare că tot am slăbit super bine. Hai să mai mult până o dată, că mi se oprise. 115,3, vedeți? E bine, e super bine. Trebuie să ajung la 113 săptămâna asta, adică atât doresc. Ok, hai să mănânc budinca asta de ovăz pe care am făcut azi noapte. Am lăsat-o toată noaptea în frigider. Ia uitați. Da, ce tare. Mamă. Super. Abia aștept să o mănânc și apoi să mergem la sală, să tragem tare de tot. Am ajuns la sală, fraților, am dus o comandă de miere, de 7 borcane de miere de sarcâm. Am uitat să filmez, să vă arăt. Am fost după aia, mi-am tras poza aceasta la imprimantă. O vom lipi acum în sală. Am adus și antrenoarei mele, doamna Florie, am adus o tinctură de propolis, pentru că dânsa folosește produsele apicole și îi plac foarte mult. Știe că sunt foarte sănătoase. Da. Ce asta? E cartonată, vedeți? Asta? Asta mi-am făcut eu acasă. Păi e aceeași. O, Florine, tu mă vezi. E aceeași, doamnă. De unde am plecat? Bă, nu mi-e rău. Hai să ne apucăm de antrenament. Cred că facem spate azi. Brațe. Și nu știu ce o să mai fac. Picioare, probabil.
Fac al doilea antrenament acum, sunt pe bicicletă, facem cardio. Ia uite aici cum se vede. Cum începe să se vadă. Tare. Băgăm, nu ne lăsăm. Mai am o grămadă de slăbit. 18 kg. S-a făcut ora 8. Vreau să vă spun că budinca aceea m-a ținut foarte bine. Budinca de ovăz cu pudră proteică. Iar pentru masa aceasta avem o lipie. Am tăiat-o în două, am umplut-o cu două feliuțe de cașcaval și patru feliuțe de mușchi țigănesc de la Lidl. O vom mânca cu o sana din asta 0,9% grăsime și avem și o bucățică de prăjitură cu vișine. S-a făcut ora 10:30 și cred că asta o să fie ultima masă pe ziua de astăzi. După cum vedeți, avem aici foarte multe fructe. Avem pepene galben, însă nu vom mânca că nu e așa bun. Avem piersici foarte bune, extraordinar de dulci. Pere de la noi din curte, 4 pere, la fel foarte dulci, foarte bune. Și pentru proteină avem o brânză cottage de 200 de grame de la Lidl, pentru că are 11,5 grame de proteină pe 100 de grame și are 200 de grame. Asta înseamnă că are 23 de grame de proteină. O să fie suficientă proteină pentru o servire. Deci avem tot ce mă interesează. Puține calorii, chestii gustoase, dulci și proteină. Neața, fraților, haideți să vedem câte kilograme am, pentru că aseară am mâncat puțin. Bine. Bine. 114,7. Super. Aici avem coletele de săptămâna aceasta, le-am făcut, așteptăm să vină băiatul de la Fan Courier să le trimitem la clienții noștri. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Și nu uitați, cei care ați comandat de pe site-ul nostru veți primi 10% reducere la următoarea comandă în baza punctelor de fidelitate de la această comandă. Deci dacă ați comandat de 3 milioane, la următoarea comandă aveți un voucher în valoare de 30 de lei, de 10% din comanda precedentă. Prima masă a zilei este o ciorbă, fără carne, de legume, foarte multe legume și după aia voi bea și o cafea cu două lingurițe de miere. Avem și o pară aici, o să mănânc și o pară până plec. Am făcut și cafeaua cu două lingurițe de miere de rapiță, iar peste o oră, așa, o oră jumate, o să plec la sală. Aici mai avem o comandă, trebuie să o duc la Vâlcea. Mamă, câtă miere de mană e. O să plec acum într-o jumătate de oră și o să le livrez doamnei. Și aici foarte mult salcâm. Să le consumați cu plăcere, doamnă. Am livrat mierea și acum o duc la sală. Am lăsat mașina la mine la bloc, pentru că este foarte frumos afară și vreau să-mi fac încălzirea la picioare. Astăzi voi băga un antrenament monstru la picioare și trebuie să le avem încălzite bine. S-a făcut ora 7, fraților, am stat în sală de la ora 4:30. 2:30, foarte mult. Mă duc acum acasă să vedem ce mâncăm. Trebuie să mă și tund pentru că mi-a crescut părul și barba. S-a făcut ora 8 și am aici niște carne de... De ce e carnea asta? De struț? De curcan. De curcan? Avem carne de curcan, este foarte bună, este o carne slabă, nu mai bună pentru slăbit. Aici avem o salată de ardei copt, capia. Foarte bun șardeiul ăsta, foarte puține calorii. Și o fasole. Fasolea este una dintre preferatele mele. Să avem poftă și să ne alimentăm. Am tras foarte tare astăzi în sală. Ah, ce bun a fost! Foarte bun! La desert ce avem? Pepenele ăsta? Hai să luăm sus, să mergem la laptop. Deși nu mai pot să mănânc acum, dar într-o jumătate de oră, așa, îți mai face loc. S-a făcut ora 10:30 seara și pentru masa aceasta am 3 piersici și o înghețată din aceasta cu 360 de calorii, cu fructul pasiunii și mango. Este mult mai bună decât cea cu cacao. Asta e chiar ok. Și aici mai am o sticlă de apă rece de 2 litri. Am băut deja 2-3 litri astăzi și încă mi-este sete. Am transpirat foarte, foarte mult. Bună dimineața! Este ora 1 și astăzi m-am trezit cu foame, fraților. Am mâncat foarte puțin aseară și ieri, toată ziua. Mi-am făcut aici un rol, un fel de shawarma. Avem o lipie umplută cu două ouă alergate așa în tigaie, cu două feliuțe de cașcaval din acesta, vreo 50-60 de grame de mușchi țigănesc și lângă am tăiat o roșie foarte mare de la noi din grădină. Vedeți cât de bine arată și este super bună. Am mâncat, a fost foarte bun, era foarte foame. Azi noapte m-am dormit foarte târziu, pe la 5 ceva și nu am mâncat nimic. Mă rodea stomacul, gheorțea, dar am avut ambiție să nu mai mănânc nimic spre dimineață, pe la 3-4-5 dimineața. Deși mă bătea o grămadă de gânduri să cobor și să-mi fac ceva de mâncare. În fine, acum avem o cafea aici cu două lingurițe de miere de rapiță. Să-mi dea puțină energie
Și într-o oră jumate, așa, două ore, vom pleca la sală. Și Mănuțul e aici, lângă mine, doarme. Puturoasa. Ia uitați-o. De piept. Am făcut drop seturi, super seturi, tri seturi. Hai să vedem dacă s-a pompat un pic pieptul ăsta. Cu flotări, pentru că la flotări intră toate aceste grupe. Haideți să vedem. Fraților, am făcut astăzi o oră jumate la sală, am mers pe jos 20 minute și acum vreau să mai fac încă 10 minute pe bicicletă. O să-mi fac acum un sirop din ăsta de cătină. Uitați-l aici, mi-am luat apă minerală rece, borsec, ca asta e preferata mea, e cea mai acidulată, îmi place foarte mult acidul. Și o să mănânc fructe, avem aici niște pere, ia uitați-l. Pere foarte bune de la noi din grădină și apoi băgăm 10 minute pe bicicletă. Hai la treabă! Ia uitați, a treia, a patra rundă de transpirație astăzi. Am băut foarte multă apă, foarte multe lichide, mai mănânc și fructe. Este foarte greu, dar nu este imposibil, așa că fraților, dacă vreți să slăbiți, nimic nu este imposibil. Trebuie doar să vă dedicați, să fiți ambițioși și cu siguranță veți ajunge la obiectivul pe care v-l-ați propus. Baftă tuturor! Wow! Ia uitați, fraților, curg apele de pe mine, am nu știu câta oară astăzi, am transpirat de-am rupt, foarte mult efort, mamă cum sunt, zici că am făcut duș. S-a făcut ora 10 și pentru masa asta am o pulpă imensă de curcan, e carne slabă, e foarte bună, deja aici m-am apucat să o hăcuiesc, să o tai, mănânc pulpa asta de curcan,
cu sos din ăsta, zero calorii. Și foarte important, o mănânc fără pâine. Decât așa, o mănânc simplu, am nevoie de proteine, de cât mai puține calorii, pentru că ne apropiem de cântarul oficial. Iar acum mergem sus să lucrăm clipurile de luni, marți, miercuri, cu toate mesele pe care le-am avut, ca să-mi fie mai ușor duminică la editare. Iau pe belul ăsta cu mine, să ronță din el în timp ce lucrez. S-a făcut ora 11, avem aici a treia înghețată de la Alpro, 360 de calorii, caramel macchiato. Am gustat-o, este bunicică. Siropul ăsta, gemul ăsta, are gust așa de cafea și de caramel, e foarte bun. Singura problemă e că nu prea are foarte mult sirop, dar dacă mai aveți voi acasă sirop din ăla cu 0 calorii, e perfect să mai adăugați. Nu pot să spun că sunt cel mai mare fan acestor înghețate, însă dacă ești fan înghețată și ți-e poftă, vrei să mănânci neapărat înghețată, sunt ok, pentru că au foarte puține calorii, prețul este cam mare. Pentru mine pe primul loc este înghețata cu mango, pe locul 2 este aceasta cu caramel macchiato și pe locul 3 cea cu ciocolată. Aia pot să spun că nu mi-a plăcut deloc. S-a făcut ora 1 noaptea și încheiem această zi cu o salată de ton de la Lidl, cu multe legume, are puține calorii, are în jur de 300 de calorii, are proteină suficientă de la tonul ăsta, proteină bună. Și cu această salată încheiem și ziua de joi. Neața, fraților, este vinerea astăzi, mi-am făcut aici o cafeluță cu două lingurițe de miere, să mi le pun imediat, din asta de rapiță. Și apoi nu știu ce să facem, cred că o să mergem la sală în vreo 2 ore, așa, 3 ore. Și trebuie să vedem ce mănânc astăzi, pentru că m-am pus pe cântar și am 114,2 kg. Mi-am uitat telefonul aici sus la mine și nu am mai filmat, deci trebuie să mai dau ceva până la cântarul oficial de duminică. Ar fi bine dacă aș ajunge la 113,4, ca să fie 33 de kg slăbite. Ar fi super mulțumitor pentru mine. Gata, fraților, pe la Vâlcea și uitați aici, am toată gama de siropuri de la noi. Am primit o comandă de la o doamnă din Vâlcea și mă duc acum să-i livrez. Avem așa sirop de muguri de pin în miere, macerat în miere, ghimbir dat pe răzătoare macerat în miere, avem pulpă de merișor cu miere, pulpă de cătină cu miere și pulpă de afine cu miere. Aici la cătină se vede cel mai bine, ia uitați câtă pulpă este, mierea se lasă la fund pentru că are densitate mai mare. Sunt cele mai bune siropuri, nu pentru că ar fi făcute de părinții mei, dar pentru că sunt numai produse 100% naturale, fără îndulcitor, fără euri, fără conservanți, decât miere și pulpă de fruct. Dacă vreți să comandați și voi și nu sunteți din Vâlcea, puteți să faceți o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și acolo beneficiați și de un discount de 10% la următoarea comandă. După ce livrez produsele acestea, o să mă duc în parc, trebuie să merg, vreau să merg vreo 30 de minute, 40 de minute, apoi să mă duc la sală, trebuie să tragem foarte tare pentru că este vineri, fraților, și mai avem foarte puțin până duminică, până la cântarul oficial și trebuie să mai slăbesc. Astăzi de dimineață, când m-am trezit, aveam 114,2 kg. Ora 8 și de-abia acum o să iau și o prima masă de astăzi. Avem aici foarte multă mâncare, dar am mers și foarte mult pe jos, am mers 40 de minute pe jos, am făcut sală o oră jumătate de antrenament cu greutăți, spate, picioare, antrenamente foarte grele și probabil am ars foarte multe calorii. Am o fasole bătută, de fapt iahnie așa, făcută de maica mea, foarte bună, îmi place foarte mult fasolea asta făcută de ea. Avem 4 cârnăciori, știu că o să spuneți că nu sunt foarte buni cârnații pentru slăbit, așa este, au grăsimi, au undeva la 300 de calorii să zicem, dar după cum vedeți am foarte puțin. Castronul ăsta este mic, e o bază de fasole, deci trebuie să avem grijă la cantități, nu putem să mâncăm așa ca sparții, pentru că putem să băgăm lejer în noi, dacă suntem înfometați, putem să băgăm lejer 4-5 mii de calorii și ne-am stricat toată dieta. Fasolea are 160 de calorii pe 100 de grame și cred că aici mai mult de 200 n-am. Hai să zicem 300. Și trebuie să umplem stomacul cu roșii, pentru că astea au 20-30 de calorii pe 100 de grame. Și pepene, după aia o să mâncăm și pepene, o să rânțăim toată noaptea. Mai am de editat la mesele din săptămâna aceasta și o să-l mănânc așa ușor. Cred că am aici peste 1 kg de pepene și vă garantez că ăsta are foarte multă apă, 90 ceva la 100 apă, 30 de calorii. O să fiu super hidratat, adică nu stau dehidratat.
dehidrat și nu vă îndemn nici pe voi să stați deshidratați. Asta trebuie să mâncăm mâncăruri cu 20-30 de calorii pe 100 de grame, adică mâncăruri foarte slabe în calorii, dar foarte bogate în nutrienți, în vitamine, pentru că avem nevoie și de vitamine A, B, C, D, E. De unde credeți că le luăm? Nu o să le luăm din cărnați, vă dați seama. Trebuie să le luăm din fructe, din legume, pentru a putea fi sănătoși, pentru că avem nevoie, corpul are nevoie de asemenea lucruri, ca să aveți și putere, să puteți să vă faceți activitățile zilnice. Teoretic, ca să slăbiți, trebuie să mâncați mai puține calorii decât ardeți. Eu zic că undeva între 1500-2000 de calorii, cu siguranță toată lumea va slăbi. Și veți putea mânca și hamburger, puteți să mâncați și merdenele de 2000 de calorii și veți slăbi. Dar cât puteți să țineți dieta aia? După câteva săptămâni, corpul va fi în daună totală, pentru că din merdenele, din hamburgeri, nu o să aibă vitamine, nu o să aibă nutrienți, nu o să aibă minerale. Ușor, ușor o să vă simțiți din ce în ce mai rău, din ce în ce mai epuizați. Mâncarea este puțină pentru că este densă caloric. Așa, dacă mâncați lucruri cu puține calorii, 20-30 de calorii, uitați aici. Și fasolea este bună chiar dacă are mai multe calorii, dar are aproape 9 grame de proteină pe 100 de grame. Trebuie să vă găsiți un echilibru, să mâncați mâncare gătită. Eu o să mănânc cărnații ăștia acum cu fasolea, poate că nu este cea mai bună idee cu cărnații, dar asta este în casă, trebuie să vă adaptați și la mâncărurile care sunt în casă. Nu trebuie să vă cumpărați lucruri speciale neapărat, să mâncați numai broccoli cu piept de pui și cu orez fiert. Ați văzut, eu nu prea am mâncat deloc lucrurile acestea, de fapt n-am mâncat deloc. Nu cred că m-ați văzut pe mine mâncând piept de pui sau orez sau... că mai făcut maică-mea un pilaf. Din când în când, așa, odată la nu știu câte săptămâni, cred că odată am mâncat pilaf în perioada asta de slăbire. Paste făinoase la fel, paste nu cred că... Mi-am făcut o singură dată maxim paste, atunci cu săptămâna vegană, cred. Și încerc să mănânc cât mai multe lucruri naturale. Chiar dacă mănânc niște cărnați, bag o grămadă de fructe, o grămadă de legume și astfel sunt sănătos și puternic și pot să trag și la sală ca lumea, să ne dezvoltăm și masa musculară. Deci adaptați-vă, mâncați și mâncare gătită, nu este nicio problemă, aveți grijă la calorii, aveți grijă la porții, băgați foarte multe fructe și legume pe lângă și totul o să fie super bine, o să slăbiți garantat. Inspirați-vă și din mesele mele și din sfaturile mele și o să fiți mai sănătoși, mai puternici, o să slăbiți foarte mult și o să vă schimbați viața, pentru că despre asta e vorba. După ce slăbești 30-40 de kilograme, efectiv îți schimbi viața. M-am apucat de mâncat foarte, foarte bun. Am și aici o jumătate de felie de pâine de asta de casă. Și vreau să vă spun că sunt foarte multe alimente cu 20-30 de calorii pe 100 de grame, adică un nivel scăzut de calorii. Cum ar fi roșiile, pepenele, dovlecelul, cartoful. De fapt, nu, cartoful are 80 de calorii, aveți grijă la cartof, dar să știți că eu am mâncat cartof la cuptor foarte mult în perioada asta, ați văzut, deși au 80 ceva de calorii. Ciuperci am mai mâncat la cuptor, ardei gras, ceapă, orice legumă din asta, vânătă iarăși foarte puține calorii. Deci trebuie să vă găsiți câteva legume care vă plac și să jonglați cu ele, să le trageți la ticaie, să le băgați la cuptor, să vă faceți mâncăruri ca să puteți să le mâncați. S-a făcut ora 1, am aici două banane mari și niște înghețate din asta cu caramel, mi-a mai rămas de ieri, restul le-am mâncat pe toate. Bănesc o să fie mult mai bună dacă o să bag banana în înghețată și o să o amestec. Cu masa asta o să închei și ziua de astăzi, ziua de vineri. Ne vom vedea duminică la cântarul oficial. Viața, fraților, s-a făcut duminică, haideți să vedem că sunt nerăbdător, să vedem câte kilograme am. Wow, nu vine să cred, 125, 112,5, mamă! Nu cred așa ceva. Cum, mă, frate, așa puțin? Super tare. Sunt așa fericit că nici nu aveți idee, fraților. Uitați, am scris aici săptămâna 13, 112,5 kg. Asta înseamnă că am slăbit 1,7 kg față de săptămâna trecută și 34 de kg în total de când m-am apucat. Sunt super, super fericit. Am crezut că săptămâna aceasta va fi mai ghinionistă, fiind săptămâna 13, dar nu a fost deloc așa. Am tras foarte tare și a fost foarte bine. Da, fraților, este un rezultat super bun. Nu vine să cred cât de bine a răspuns corpul meu săptămâna aceasta. Într-adevăr, m-am antrenat și foarte, foarte mult, însă am slăbit pe măsură. Chiar a fost o surpriză foarte plăcută pentru săptămâna 13. Dacă am slăbit atât de mult săptămâna aceasta, e posibil ca săptămâna viitoare să nu mai slăbesc deloc. Trebuie să fiu foarte atent, trebuie să trag și mai tare săptămâna aceasta dacă îmi doresc să slăbesc. Dacă nu, cu siguranță voi stagna sau chiar mă voi îngreșa. Rămâne de văzut. Dacă sunteți curioși să vedeți câte kilograme reușesc să slăbești săptămâna viitoare sau să mă îngrași, sau să vedem ce se va întâmpla. Și dacă sunteți curioși să vedeți toate mesele pe care le-am avut,
Vă invit să vă abonați și să urmăriți acest canal și să mă urmăriți pe mine, pentru că am nevoie de toată lumea, de toate încurajările din lume acum. Este foarte, foarte greu, dar încep să se vadă și diferențe, schimbări plăcute. Îmi place ceea ce văd și îmi place că sunteți și voi alături de mine și mă susțineți în fiecare săptămână cu comentarii frumoase și cu like-uri care mă motivează foarte tare să slăbesc. Nu vreau să mai sărbătoresc într-un mare fel, să mai cumpăr tot felul de tâmpenii. Mi-am luat câteva lucruri, o să vă arăt imediat cu ce o să sărbătoresc săptămâna aceasta, dar nu cred că o să mă saboteze foarte tare. În primul rând, Cola Zero. Asta e clasică, pentru că eu sunt cu sucurile, mi-e foarte poftă de ceva bun și ceva dulce. Deși nu e așa bun Cola asta Zero față de cola normală, nu se compară. Mi-am mai luat o ciocolată Milka, dar are decât 25 de grame. Dar nu focusează. În fine, important este că are decât 25 de grame și asta va fi tot răsfățul meu, practic, de săptămâna aceasta. Am vrut să cumpăr și cornuri, am vrut să cumpăr și napolitane, însă am renunțat, fraților. M-am gândit iarăși la voi, am zis că trebuie să demonstrez, trebuie să slăbesc, să atâția oameni care mă urmăresc și nu vreau să-i dezamăgesc. Trebuie să-mi ating obiectivul de 96 de kg. Așa, să continuăm. Am mai cumpărat o pungă de pufarine, foarte mică și asta, cred că are 20 de grame. Și cam astea sunt lucrurile. Și banane. Mi-am luat foarte multe banane, decât să mănânc prostii, mai bine mănânc fructe. 6 banane, 600 de calorii, au și ele multe calorii, dar nu este nicio problemă. Sunt fructe, se digeră mai repede, au vitamine, au tot ce trebuie. Așa că nu e nicio problemă. Plus de asta, sunt o sursă importantă de potasiu. Eu nu știu dacă am consumat potasiu în ultimul timp, așa că trebuie să mă asigur că avem și potasiu. Ia să încordez un pic pieptul. Da, nu prea mai e ca la sală. Deși aici e lumina mai forță, mai bombă. La sală nu prea se vede așa bine, plus că telefonul ăla nu filmează așa bine cum filmează camera asta. Da, sunt desumflat acum pentru că este duminică. Cel mai bine mi se văd mușchii în momentul când mă antrenez, când termin antrenamentul. De aceea am încercat să vă iau cu mine și la sală săptămâna aceasta. Chiar vă rog să-mi spuneți dacă v-au plăcut clipulețele de la sală, dacă vreți să mai pun sau dacă vreți să las decât mesele. V-am pus și niște poze pe care le-am pus în premieră, nu le-am mai pus până acum niciodată pe YouTube, pe net, pe nicăieri, acelea când aveam țâțelele mari. Le-am făcut pe 7 ianuarie când m-am apucat de progres, de slăbire. Au fost puse în premieră, sper că v-au plăcut, sper că ați văzut diferența. Mă bucur foarte mult că am făcut clipurile acestea, pentru că vor rămâne aici pe YouTube și vor inspira cât mai multe persoane să slăbească, să vedeți că se poate și natural, fără tâmpenii, fără tot felul de suplimente, cu mâncare țărănească, ca la țară, așa frumos, cum mănâncă toți românii. Mai băgăm și pe aici pe acolo o brânză cottage, un muș file, o chestie din aceasta, o lipie, dar sunt sigur că toată lumea poate să slăbească dacă se inspiră de la mine, dacă se uită la mesele mele. Este imposibil să nu slăbiți, fraților, pentru că nu am nimic special eu, sunt la fel ca și voi și m-aș bucura foarte tare dacă aș reuși să vă motivez să slăbiți, să puneți masă musculară dacă vă doriți. Dar bine, cu masă musculară aveți grijă că trebuie să trageți câțiva ani dacă vreți să ajungeți la o masă musculară destul de mare, pentru că mușchii nu se pun așa ușor, se pun foarte greu. Dacă vreți să mă susțineți în continuare, nu uitați să lăsați un like la acest clip și la toate clipurile la care vă uitați de la mine. Să lăsați comentarii la clipuri, pentru că mă ajută foarte tare să cresc în recomandatele celor de la YouTube. Astfel mă vor vedea cât mai multe persoane și ambiția mea va crește, voi fi din ce în ce mai motivat să slăbesc. Mă bucur enorm de mult când văd că se strâng mai mulți abonați, mai multe like-uri la clipuri, mai multe vizualizări și lucrul acesta îmi dă așa o putere, deci nici nu vă imaginați ce stări de forță și de putere am când sunt la sală și efectiv când plec de acasă, plec atât de motivat. Chiar dacă nu am mâncat nimic în unele zile, mă duc, trag, dau tot ce pot din mine, transpir acolo de mea, dracu, mă dor toți mușchii, mă dor toate oasele, dar nu mă las. Ok, până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, fraților, pentru că este foarte important. Să consumați produse apicole, la fel sunt foarte bune pentru corpurile noastre și să faceți cât mai multă mișcare, cât mai multă mișcare puteți voi. Până data viitoare, v-am pupat, eu sunt Otto. Ciao!